Da, Cristi. Noi suntem aici, suntem pregătite de fapt și de drept. Doamna Geta este pregătită pentru demachiere și vă mulțumesc foarte mult, cum a spus și colegul meu. Nu sunt foarte multe doamne care acceptă lucrul acesta. Pur și simplu să se lase nemachiată. Iubita mea, eu nu mă machez decât la televiziune și atunci când merg la evenimente. Eu tot timpul, dacă ai să mă întâlnești pe stradă, ai să mă vezi nemachiată. Și cel mai tare mă bucur atunci când oamenii mă recunosc nemachiată. E foarte consider bine. Că este... Și știi ce mai îmi spun? Vai, dar sunteți mai frumoasă decât la televizor. Ah, ce bine îmi pare. Uite, asta o să vedem și noi acum în uite, direct. Uite, fii facem uite așa, pa, pe jumătate, ca să se vadă oarecare sunteți diferență, ea... da? Prima doamnă care face treaba asta de când păi da, fac de machiaj, ca să, se vadă, ca să diferența, se vadă diferența, știi, și după. Ce, cu mască și fără mască, știi? De multe ori asta spunem, că folosim o anumită mască să ascundem, poate tristeți, sau poate... Și nu, eu nu sunt, eu cunosc foarte multe doamne, a nu mă înțelege nimeni greșit, care sunt dependente de machiaj, adică... Dimineața primul lucru, după cafea sau chiar înainte de cafea, și aplică fond de ten și fard. Eu nu. Adică nu cum vă treziți ca no, să-l impresionați nicio... pe soțul? No. Nici în trecut nu făceați treaba asta? Nu, că... niciodată. Pe la ce vârstă ați început să vă fardați? Păi eu la 16 ani am început să cânt și cam de atunci automat am început să... Să-mi aplic și... E, ce-i drept că nu erau așa machiaj profi cum sunt acum. Asta și... voiam să vă întreb. Care machiam, a fost primul lucru pe care vi l-ați cumpărat din bănuții dumneavoastră? Poate un ruj, pantof, poate un... Pantof cu toc. A, pantof cu toc. Pantof cu toc. Din totdeauna sora mea chiar îmi spune, fată, de când te știu, tu ai fost înnebunită pantof cu toc și genți, știi? Adică... Să am setul complet. Am înțeles. Da. Deci totul e cu pantof, da? Să înțeleg că... trusa dumneavoastră de acasă nu este una foarte micuță în materie de make-up. Adică nu. Aveți suficient. Păi chiar le spuneam fetelor că este pentru prima dată când vin în televiziune și nu mi-am adus și machiajele mele, știi? Știam că sunt ele aici și că sunt profi. Sunt într-adevăr. Așa. Și zic, nu mi le mai au. Bine, eu câteodată mă oferesc pentru la nimel în special să nu mă fac alte probleme. Gen. Și fetița când vă vede că vă copiii pardate. Mei au o reacție și vecinii mei din bloc, hai da. Să spun. Deci am o vecină, prietena mea Nela de la etajul 10, da. Nu știu dacă ne vede. O salutăm dacă așa. Ne așa. Și îmi zice, fată, fii atentă, tu când ești pe așa, pleci la piață, pleci la... Zice, ești un om normal. Când te văd că pleci la televiziune sau pleci la oricât un eveniment, ești altă persoană. Bine, întotdeauna, dar că evidențiem această frumusețe, da. Ne punem trăsăturile în valoare. Nu? Eu sunt de acord ca o femeie să se îngrijească și absolut. Să se macheze. De ce absolut, nu? Dar eu personal nu sunt dependentă de machiaj, pentru că, uite, dacă nu e bine, demachem total. Dar fetița nu se duce pe acolo, eu mă gândesc da. Că și fetița mea asta face tot timpul când mă vede pe mine, să ia și ea să încerce. Avea, cred că, 2 ani și jumătate, 3 ani și da. Eu plecam la un eveniment și eram foarte grăbită și vreau să mă machiez foarte repede. Și am lăsat-o așa, zic, lasă să facă ce vrea ea, numai eu să-mi fac repede machiajul și să plec. Mai, în momentul în care m-am întors către ea, am avut un șoc. Deci, a luat așa o pensulă de aplicat blush, de aplicat far, știi? Și... Da, a dat culori închise pe toată fața. Aveai senzația că i-a ieșit din mină. Îi rămâsă numai dinți. Dragă. Și era frumos, de-aia am făcut fotografii. Uite, dacă știam, le vei aducea și fotografiile cu ea. Cu mare drag, da, da. Uite, numai ochii se mai vedeau, știi, și dantura. Astea sunt amintirile care da, ne bucură. Da, da, uite cam așa. Bine, o să trecem și la partea cealaltă, că sunt sigură da? Că oamenii... Nu este mare diferență, da? Putem să lăsăm să se vadă. Nu, mulțumesc, bun Dumnezeu. Este... Am niște riduri de expresie pentru că am o vârstă, dragilor, și mă mândresc cu vârsta mea. Nu sunt, și dacă sunt într-adevăr, și am ridurile de expresie. Așa, și... sunt riduri de expresie. Cei de nu-mi plac, să spun sincer, nu-mi plac. Și dacă nu vă plac... Și chiar îi spuneam maică mea să zic, băi, asta e gena, știi? Și ea zicea. Și zic, nu te stresa, mamă, că asta e gena și... Nu ați încercat și tratamentele acestea da, non-chirurgicale? Sau nu, astea nu. Asta n-am nimic. Deocamdată am zis, mă, după la 50 de ani, că dacă le fac acum la 40, ce mai fac la dar 50? Dar nu spuneți nu, adică e nu, posibil în viitor. Nu spun, îmi place să... Și acum cum vă tratați? Ce o, uite așa, mai merg la cosmetică da. Și asta când am timp. Deși știi că noi ar trebui după o vârstă să mergem așa...
Sau măcar acasă să ne facem câte o bască. Acasă, 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 da. Cu buget redus, nu acasă, întotdeauna, că nu avem timp, poate. Da, acasă, pentru că eu am tenuscat, știi? Am înțeles. Și ce mască recomandați telespectatorilor noastre? Măi, sunt niște măști pe care eu le iau dintr-o linie de la o farmacie, nu dau nume. Și mai folosesc ulei de cocos, asta cred că pot să spun, nu? Da, ulei de cocos. Ulei de cocos, ulei de argan, chestii de genul. E o mască pe care o preparați așa, acasă, da, cu înțeleg. Vitamina A. Da? Chestii de astea și la păr tot cam așa, ulei de argan, ulei de cocos sau de măsline și mai pun ulei de ricin. Foarte bun, pentru că da, părul fiind atât de solicitat și blond și vopsit, are tendința de a se usca foarte tare, știi? Am înțeles. Dar știi ce, sunt curioasă dacă au existat momente, și cu siguranță în viața fiecărui om există, momente mai puțin plăcute. Ce ați făcut atunci? Ați renunțat definitiv la make-up? Că omul tinde să pice într-o depresie, mai ales femeia, poate nu e adevărat că te machiezi și te aranjezi, ți se ridică și moralul, știi? Asta vreau să dăm un sfat doamnelor noastre care ne urmăresc. Da, știți cum, orice femeie, mai ales când trece printr-o perioadă mai grea în viață, de orice natură, fie că e din dragoste, fie că eu știu așa, apelează la... la aceste minuni, știi? Eu la make-up. Da, ne bine dispun și practic îți ridică moralul. Te, cum? Te bine dispune și te aranjezi puțin, pleci în oraș sau te vezi cu o prietenă la cafea. Normal. Da. Spuneți-mi așa, cam cât timp petreceți înainte să ieșiți în oraș, în fața oglinzii? Cam 2 ore mi-a înainte două să plec. 2 ore? 2 ore pentru că dacă mi-aranjez și părul. Am înțeles. Și uite, vreau să spun ceva în premieră. Îmi doresc foarte tare să urmez cursuri de make-up pentru mine. Să știți că și eu am urmat. Doar tot pentru mine. Eu în 97 am urmat cursuri de... Eu am făcut coafură frizerie, acum se spune în engleză, hairstyle, da, casting. Da, da, hairstyling. Acum ne-am englezit cu toții. Așa. Și eu m-am gospodăresc foarte bine singură în situațiile în care nu reușesc să ajung la salon. Nu că nu aveți încredere în vreun specialist, e vorba de timp. Nu, e vorba de timp, clar, mai ales de când am copii, nu, vă dați seama că mai ales că eu merg săptămânal la evenimente. Da, mă gândesc că trebuie să aveți și mână pentru așa ceva. Ia, chiar acum nu mai am pic de machiaj. Sunteți foarte frumoasă. Să știi că eu și cred că acele măști pe care le faceți acasă... Uite, laudă-mă gură că s-a vrut, eu chiar mă simt frumoasă. Foarte bine, încrederea pe care o avem în noi în general, da, se reflectă. Nu, dar știi cum e? Pe fața noastră. Mama alta nu mai face. Asta așa este. Asta așa da, că sunt sănătoasă și copiii sunt sănătoși și asta e important, asta e restul. Dar soțul ce părere are? Cum da, soțul meu spune că e cea mai frumoasă. Nemachiată, nu? Și spune, tu te machiezi cel mai frumos singură, tu te coafezi cel mai frumos singură, așa îmi spune mereu, da. S-a obișnuit așa, probabil, da. Dumneavoastră aveți și un stil de a farda mai puțin, poate, da, și da, bărbatului da. În general. Nu, îmi plac machiajele mai tari, așa, când merg la, de exemplu, am avut un eveniment în familie anul ăsta, nunta fratelui meu, mi-a plăcut să fiu mai wow, știi? Normal. Dar așa în care... nu, mă aranjez atât cât trebuie, nu mi-încar fața prea mult, pentru că în momentul în care depun efort vocal, automat și transpir, sunt între, nu știu, 300-500 de oameni în jurul meu și eu folosesc într-adevăr machiaj de calitate, dar transpir oricât ai vrea și normal. Decât să-mi încar fața mult și nu știu cum degeaba. Să zic. Degeaba, mai bine puțin și... Și că tot ați adus vorba de efort. Bănuiesc că e un efort foarte mare, pentru că aveți foarte multe concerte. Acum așa. Și copilul este mic. Și fetița, cu toate că e mai mare, să spunem, mai... este tot la vârstă fragedă. Este mai mare și înțelege oarecum. El este încă mic și nu prea conștientizat, dar este greu. Dar cum reușiți să împărțiți acest timp? Este greu. Veneam acum spre voi și mă gândeam, oh, ce bine că e liber orașul, ce bine că ajung repede la ei și mă bucuram, știi? Nu e ușor. Nu e ușor deloc și noi amândoi cântăm, și eu și soțul meu, și se întâmplă de multe ori să plec eu sau să rămână el sau să plece el și să rămân eu sau să plecăm amândoi și atunci vine mama mea sau îi ducem pe copile. Nu aveți o bonă? Nu avem o bonă. Bona permanentă este mama ei. Am înțeles. Și timp pentru voi doi? Nu aveți? Avem.
Și așa nu spus-o avem, cu toată gura, de parcă simt nu că avem și ne-am dorit și nu e timp niciodată pentru noi. Chiar e un lucru pe care mi-l reproșez și mie personal și mi-l reproșează și soțul meu, că nu avem timp pentru noi. Și când o vin sărbătorile acum, poate cine știe, faceți o scrisoare lui Moș Crăciun și vă puneți planul pe 2020 să da, vă faceți da, timp pentru voi. După sărbători, dar și după sărbători, după 15 ianuarie, pentru că până pe 15 avem petreceri, pe 15 ianuarie este născută Sofia, avem alte și alte petreceri și sperăm că undeva după 15 ianuarie să ne mai liniștim. Eu spuneam așa, pentru anul viitor, să petreceți cât mai mult timp împreună. Bine, familia întotdeauna este importantă și contează, dar de acolo au venit copiii, practic, nu? Noi suntem tot timp împreună, dar mai ne trebuie și altfel de timp petrecut împreună. Doar noi, așa, știi? Și am zis, auzi, cred că noi o să ne bucurăm de timpul ăsta mult la pensie, la bătrânețe. Până când vor crește copiii. O să fie un timp foarte frumos și atunci. Dar până atunci, de ce să nu vă bucurați? Uite, unde ați fost ultima dată împreună? În ce vacanță ați fost? Nu, la mare am fost în vară. Doar voi doi. Dar el și cânta pe litoral atunci. Nu, doar voi doi? Nu, doar noi doi, nu. De când n-ați mai fost? De când a apărut Sofia, de 6 ani, nu. Pentru că eu, problema e la mine, eu nu vreau să plec fără copii. Și el îmi spune mereu că nu e normal așa și că trebuie să mergem împreună, dar... Să înțeleg că de acolo vine, că trebuie. Dar copiii cred că sunt foarte fericiți în momentul în care o văd pe mami fericită și pe tati mele și sunt împreună. Și este important ca acest timp să... Uite, mâine noi suntem în excursie. Deci Andrei rămâne acasă cu tati și îl sărbătorim seara la restaurant. La mulți ani și la mulți ani tuturor sărbătoriților noștri. Tuturor, pentru că mâine este ziua Andrei. Da, și eu împreună cu Sofia și cu mamaie vom pleca în excursie cu grădinița și ne întoarcem după amiază și seara îl sărbătorim pe Andrei. Noi suntem tot timpul într-un dute vine, într-o petrecere. Dacă nu e misiune, e eveniment. Dacă nu e eveniment, mai vine ziua cuiva, avem foarte mulți fini. Deci noi suntem într-un... Am înțeles. Eu știu că v-ați dorit foarte mult cel de-al doilea copil, Andrei. Da. Și mă gândeam dacă v-ați imagina sau dacă v-ați pus problema adopției, pentru că v-ați dorit foarte mult acest copil. Și a venit destul de greu. Dar să știți că tot ceea ce mă face să dau înapoi sunt legile și sunt foarte multe birocrația și chestiile astea. Și să spun sincer, mă dezgustă, pentru că nu e normal ce se întâmplă. Adică la noi se preferă să nu dai șansă unui copil. E mai bine să stea nu știu unde, nu vreau să intru. Dar a stat de vorbă cu soțul și ați spus... Da, eu mi-aș mai fi dorit o fetiță. Dacă aș fi fost mai tânără, după Andrei. Dacă aș fi fost mai tânără, așa zic eu. Sunteți tânără, adică nu înțeleg. Nu, mă iubito, că a fost după 40 de ani mai greu. Mie mi-a fost greu cu Andrei, așa cum mi-a în fost. Ce sens? Adică nu știu, m-am resimțit așa mai greu, mi-a fost mai greu, nu știu, din toate punctele de vedere. Oboseam mai mult, am renunțat să mai merg la evenimente. Nu, am renunțat să... Deși eu aveam o burtică mult mai mică decât cu Sofia, dar mi-a fost greu, am și probleme cu coloana. Înțelegi? Și nu. Și ați spus cu toate astea dacă v-ați fi dorit mi-aș fi dorit o fetiță să o numim, să-i punem numele Anastasia Ioana. Ce frumos! Dar am zis așa, dacă nu reușim și nu așa, vom boteza o fetiță la un moment dat. Și cu siguranță o să vină în viața dumneavoastră Anastasia Ioana. Da. Adică pe undeva este și vă caută. Și când e momentul potrivit, o să vină. Va veni atunci când va fi momentul, sigur. Că așa cum și copiii vin atunci când vrea Dumnezeu. Totul nu când vrem așa. Noi. Niciodată cum vrem așa noi. Este. Și am întâlnit foarte multe cupluri care nu mai speră și le-am zis, nu vă pierdeți speranța. Așa este. Că Dumnezeu știe mai bine ce... Tot Dumnezeu ne-a adus împreună și în această seară, iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru curajul pe care l-ați avut. Exemplu. Și vă mai așteptăm cu drag și altă dată, cu acele poze mai ales. Cu drag, ori de câte ori ne invitați împreună cu soțul meu, împreună cu taraful nostru. Cu mare când drag. Și la mulți ani pentru mulțumim. La mulți ani. Mulțumim. Colegul ai legătura.